Doamne Dumnezeul meu, osândit stau înaintea feței tale cele sfinte și mărturisesc nevrednicia, neputința și sărăcia mea cea mare. Pentru aceasta mă rog ție, o izvor dulce și noianul îndurării, deschide stabile cerului și plouă asupra mea bunătățile îndurării tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl și să curățesc sufletul meu de întinăciune păcatelor, cu căință tare și adevărată. Și ca să-mi dai acest dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe înainte mergătorul Ioan, către care zic: o învățătorule al pocăinței și mărite prorocul, care ești mai mare decât toți prorocii, precum însuși Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, Tu care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, Tu care l-ai botezat în Iordan și ai văzut cerurile deschizându-se, Tu care ai auzit glasul Părintelui Ceresc și ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste el, rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu care stai în cer înaintea judecătorului veșnic, și fă-l să se îndure de mine, căci e mult îndrăsneală iubirea lui. Întinde mâna aceea cu care l-ai botezat și strică cugetele mele cerere și mă întărește să-mi petri viața pe calea cea bună a lui Dumnezeu. Amin. Doamne ajută!